Ce credem că e mai bine pentru România? Dom'le, să facem re-exit, cum zic cei prietenii domnului Dragnea. Hai, dom'le, să plecăm în Europa. Dar care sunt ăștia? Că am văzut acum 3 săptămâni niște povești pe internet penibile, așa. Ăștia sunt prietenii lui Dragnea? Cine sunt ăștia? Domnul Dragnea niciodată nu are, știți, l-ați învățat deja, niciodată nu iese el să-și asume ceva. Întotdeauna colegii, am auzit, se spune, se aude, se zice, se crede, se... și atunci... Sigur că își dorește și se manifestă în ideea, dom'le, să plecăm noi din Europa, că ăștia, uite, nu știu, că nu-l cunosc, l-am văzut o singură dată într-o emisiune pe Dragnea. Deci Dragnea, când este confruntat, dă vina pe altcineva, nu este genul de niciodată bărbat. El că nu el, așa știe... cum stați, apare un haiduc de Telorman. Adică când se uită la tine, nu e bărbat să spună, dom'le, eu cred asta, am făcut nu-ți asta, vreau niciodată asta. Niciodată în față ceea ce gândește, întotdeauna va spune, dom'le, uite, Victor, Silviu, dom'le, n-am nimic cu tine, dar au venit niște oameni... Dom'le, niște ticăloși. Și mi-au, nu zic, da, 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 mi-au zis că tu nu ești bun, dar nu știu ce. El nu zice niciodată, eu nu cred că ești bun sau eu nu vreau. Băi, eu vreau, dar organizația PSD de la Târgu Lăpuș mi-a zis că ai tu o problemă și... la fel și chestia asta. Dacă vă uitați însă la ultimul Eurobarometru, România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare scădere a încrederii în Uniunea Europeană. Deci acest gen de idee și de propagandă... Am scăzut sub 50%, ca să vă completez. Da, mult, ceea ce e îngrozitor. Eu ce spun? Spun că ar trebui să purtăm o discuție, nu doar la nivel, domnule, eu sunt pro-european, eu sunt anti-european, hai să o purtăm cu mintea la noi. Adică, oameni buni, la agricultură, dau cel mai simplu exemplu. Bugetul Ministerului Agriculturii, cel mai bogat buget, care cred că a fost în 2014, e 1 miliard de euro din banii noștri. La el se adaugă 3 miliarde din subvenții și programe. Bun, dar aia dăm deoparte. Subvenția APIA, la aia vă referiți? Sau păi da, tot? Dar aia sunt bani primiți de la Uniunea Europeană, din bugetul Uniunii Europene. Da, așa ideea este, următoarea. E subvenție până la urmă, da. Trebuie să întrebăm toți agricultorii din România, toți crescătorii de animale. Dom'le, ștergem subvenția primită de la UE, mai puteți să mai vindeți sau mâncăm totul din Polonia și din... Păi nu prea. Bun. Haideți să vedem la partea, nu știu, luăm autostrăzile. Noi am făcut un master plan în 2014, l-am negociat, s-a aprobat, s-a fost asumat de toată lumea, un master plan pentru tot ce înseamnă infrastructura de transport din România, de vreo 50 de miliarde. Din acei 50 de miliarde, 20 de miliarde veneau de la Uniunea Europeană și restul finanțări și așa mai departe. Luăm exemplu concret. Eu vă spun, dacă vă duceți la Iași, oamenii vă spun un singur lucru. Dom'le, vrei și noi autostrada Iași-Târgu Mureș? Autostrada Iași-Târgu Mureș se poate face din fonduri europene, este aprobat. Corina Crețu a zis, hai domnule, am banii, dați-mi proiectul și sigur contribuție bugetară. Acum o lună a venit doamna Dăncilă și a zis, îl facem în PPP, parteneria public-privat. Adică vine un privat cu banii, construiește la autostrada asta, e o gogoașă. E o gogoașă, nu mergând se poate în face. Absurd, bun, face autostrada, după care pune departe. Taxă, domnule Ponta. Păi pune la taxă, 320 da? De kilometri de autostradă, construcția este undeva la 5 miliarde, plus dobânzi, plus costuri, plus întreținerea cu autostradă când i-ai dat drumul, trebuie să o întreții, nu? Se strică, se... Da. Asta înseamnă că dacă pun taxă de 10 euro, care nu e o taxă mică, nici foarte mare, să zicem la o medie, cei care dau banii și recuperează în 130 de ani. Dumneavoastră credeți că... Nu, se că va întâmpla cineva? Ca în Ungaria, a făcut autostrada M4, cred că am discutat telespectatorii,